cursul de la Wantsum, da, m-a făcut să văd un pic mai la. Nu m-aș fi gândit, de exemplu, că trebuie să faci inclusiv o analiză externă a environmentului în care ai un business. Nu m-aș fi gândit că ar trebui să mergi chiar până acolo cu analiza. Eu mă gândeam strict, băi, ce vrea clientul, cum fac să-i dau ce vrea el. Dar în cele din urmă face, are sens, ca să nu eu cu sensei, eu cu face sens. În cele din urmă, da, are sens să ai o perspectivă cât mai largă despre ceea ce vrei să faci. Mediu înconjurător, tot. Context politic, economic, social și așa mai departe. Și, de fapt, ne se deschide așa un pic mintea și ne se dau cursul ăsta idei despre cum ar trebui să gândești, cam care sunt perspectivele pe care ar trebui să le iei în seamă. Și asta mi s-a părut cel mai interesant.